În urma unor informații prin care o fetiță de 3 ani ar fi fost agresată de educatoarea sa, polițiștii din cadrul Poliției orașului Caracal s-au autosesizat, efectuând cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de purtare abuzivă și loviri sau alte violențe. Totul a început după ce tatăl unei fetițe de 3 ani a postat pe internet o imagine cu mânuța plină de vânătăi a copilei. Bărbatul o acuză pe educatoare de agresiune. Dascălul a negat învinuirea și a solicitat conducerii instituției de învățământ să facă o anchetă. Potrivit directorului, copila învață într-o clasă monitorizată video, iar la vizionarea imaginilor nu s-a observat niciun gest de agresiune. Educatoarea va fi audiată de polițiști care s-au autosesizat în acest caz.